cine aici? La domnul Peterson. De ce, are concert? El și Harry Styles vreau să facă așa un mix. Astăzi gătim. Și când spun gătim, mă refer mai mult eu și mai puțin Doru. Să trăiți, bine ați venit la vlog, doamnelor și domnilor, înapoi în bucătărie, că aici ne șade nouă bine. Trântim o varză, domne, că parcă numai atâta știu să gătesc. Dar Doru e mare iubitor de varză și când mă roagă, eu mă execut ca o soție iubitoare și supusă ce sunt, că de-aia mă uit la Peterson. Glumesc, vă dați seama, eu mi-e plăce, v-am mai spus, să ai mintea deschisă și echilibrată, să asculți păreri, ca să nu fii un habarnist și un extremist de orice fel, că asta e rău. Bun, lăsăm la o parte filozofia, că nu știu cum merge filozofia cu varza. Vreau să fac o varză, dar una mică, așa, în sensul de să mâncăm o dată. Știu că pe Dorul întristează această abordare mea, pentru că era vrea, dacă aș putea să fac varză, să aibă să mânce două săptămâni de acum încolo. Dar eu i-am propus și o ciorbă, pe care a refuzat-o, dar oricum o să o fac. Ideea e că vreau să mergem la Osmen. Da, Osmen îi zice noi. La omel să luăm o varză din aia acră, pentru că data trecută când am fost, simte că am găsit varză și aia nu e bună doar pentru... Altfel spus, nu vrei vorș, tu vrei zeamă de varză, nu? Ciufoasă de casnic, am găsit eu mai ciufulită ca să arăt asta, așa e bine. Știi că eu acum mă uitam în microfonul, văd că e dat pe atenuare, la 20 decibeli, oare ne-am auzit? Ne-am auzit, domne! Alo! Ia să cercetăm! Totul bine-s! Care e magica rețetă? Dacă te întreb de ce am luat lapte... Cu varză, nu? Da. Da. Exact. Da. Nu mă întreb de ce... Am luat lapte pentru că trebuia să scot bani, pentru că am fost la tuns și nu mergea bancomatul și am zis, domnule, iau niște lapte și o dată de Philadelphia să-mi dea cashback. Foarte bine. Ca să vezi că nu te dea cashback. Și tot a trebuit să mă duc la Morrison sau cum am luat Morrison și tu ai văzut că am mai luat ceva aici. Da, foarte bine. Întrebarea mea e, acel cotonog merge în varză sau îl mănânci cum vrei varză? Tu? Asta e bun când faci fasole sau ciorbă de fasole. Când ai un dăsta și tot ce așa mărunt, e excepțional. Autați-l, autați cât e de mare. Stătea el singurel acolo, parcă ne aștepta. Bagă-l aici. Băgăm înapoi aici, să stea călduț, domne, călduț. Trebuie să tăiem ardeia și niște ceapă. Dar ce se întâmplă de noi luat ardei din aia lungi? N-am găsit, n-aveau ieri în Morrison's. Nu o să cred așa ceva. A, să crezi. Asta e ceapa care ne place nouă, această șalotă. E singura ceapă, de obicei, asta nu o pun în mâncare, sinceră să fiu. Pentru că este prea ceapă de pe bogăție. Da. Dar am uitat să cumpăr ceapa seara. Vedeți că eu sunt pe repede înainte aici, pentru că am atâtea de făcut și de plănuit și vine și vlog, și am și chestii de făcut și sunt super hiper energică, nu știu dacă e de la cafeaua asta. Vreau pot să o beau cât e caldă, că după aia... Se zăiește, nu-i așa? Mă rog, nu știu ce mi-a venit mie astăzi, am niște pofte dubioase. Da, de când îți place ție Starbucks? Că mereu ai spus că e... Au asta cu scorțișoara, așa, când pun scorțișoara iarna în ea, îmi place. Bine, nu ceva ce nu poți să-ți faci și tu acasă, în sensul că să-ți pui scorțișoara în cafea, dar na. Câteodată mă întreb de ce pui tu ardei roșu pentru culoare? Nu, îi dă un gust foarte bun. Ardeiul mi se pare un lucru, un element... Dar de ce nu pui verde? Esențial. Mi se pare amărui. Da, mie asta îmi place. Amăruiul ăla? Da, amăruiul ăla de la... Ardeiul ăsta gras, verde, mie îmi place teribil de mult și are și mai puțin carbohidrați. Dumneata, cred că ai făcut prostii, că am fost eu plecat să cumpăr toate lucrurile astea. Foarte mare prostii am făcut. Păi cum, ai făcut două pâini și mai aștepta cu ea rece? Păi trebuia să o încălzești. Păi nu, asta am făcut-o pentru varză. Trebuia să o ții la pieptul tău să o încălzești, dragă. Avem, domne, ulei? Avem, domne, ulei, am luat eu. Punem aici ulei. Îți place cum am eliberat aici bucătăria asta? Să spun sincer, eu cred că tu o pregătești pentru vlogmas de atât de goală. Am luat pere, domnule. Nu știu de unde au duc perele astea. Portugalia. Domnule, sunt demențiale, sunt super bune. Trebuie să mă mișc repede că am pus uleiul la încins. Mi se pare varza asta o rețetă atât de ușor de făcut și de rapid. Uf, am dat și pe jos. Mai ales dacă te grăbești așa cum sunt eu acum mega... Dar nu știu ce, unde mă grăbesc. Da, tu nu lucrezi astăzi. Da, nu știu unde mă grăbesc, dar sunt... Jur că-mi pups. Nu vrea, nu dacă vrea asta. În timpul zilei zici că sunt am o cheiță, zici că mă întorci cu cheița. Sunt să mă vezi seara după 6, parcă apun așa, că astăzi e a doua zi de vacanță. Ieri am avut prima zi de vacanță. Vacanțe luate ca să pot să-mi cheltuiesc vacanțele pe care le am de la serviciu, da? Zilele de vacanță. Dar te-ai relaxat?
Mă rău de tot. Dacă m-am uitat eu la două filme ieri, eu care nu mă uit la film niciodată, că mi se pare că pierd timp. Și venea și îmi spunea mie, hai să ne uităm la film. După ce mi-a dat de montat, după ce am avut o grămadă la serviciu. Dar ne-am uitat până la urmă. Până la urmă la unul ne-am uitat. Cum se cheamă? The Intern. The Intern. Foarte mișto. Cu Robert De Niro. Robert De Niro și Anne Hathaway. Un film foarte, așa, relaxant. Așa, deziliberă, nu? Foarte plăcut, da. Eu care, așa cum am zis, eu nu prea mă uit la filme, că mi se pare că alea două ore pe care le investesc în filme, mi se pare timp pierdut și că aș putea face altceva în timpul ăla. Dar ieri mi-am pus un film dimineața la cafea, ca să vezi. S-a numit Office Christmas Party, ceva de genul ăsta. Un film vazit în pixel, așa, cu Jennifer Aniston și încă un tip, Doru Lucrasus, că așa se zice, așa trebuie, domne, așa este normal în viață, femeia să stea la cafea și să uite la film și bărbatul să lucreze, domne, cu până cocoașa la muncă. Dar după aia... Parcă și văd examenele alea cum vin peste tine și intri în stres. Taci din gură, că acum bat la ușe. Am fetele mele care sunt în prin examen acum, am două din ele, care sunt, scriu mereu. Chiar Mihaela îmi scrie astăzi, domne, am învățat, am așa ce, zice, nu mai pot, mă simt extenuată și i-am spus, ia o pauză, că știu ce înseamnă, când cer prea mult de la tine, că na, așa e. Și relaxează-te puțin. Eu îi spuneam ei, eu ultima putoare, că ieri m-am uitat la două filme, da? Dar lunile noiembrie și decembrie pentru noi sunt luni dedicate, exclusiv YouTube-isticii, ca să știți asta. Mă rog, și jobului, că din asta mâncăm. Dar ideea e că două ore, nici nu știu când au trecut, m-am dus sus la Doru, el încă butona acolo. După care mama ne-a mai învârtit pe aici prin casă, una alta seara, pac, alt film. Dar faptul că eu m-am uitat la două filme pentru mine este semn de relaxare, ce-i drept. Eu să știi că cotonoul ăsta îl pun în mâncare. Pune, domnule, pune. Oricum e mai bună făcută un pic în mâncare decât așa. Dacă vrei, poți să bași și osul dacă crezi că o să ai. Da, ne ferește. De ce, domnule? Nu, domnule, lasă-mă că dita mai cotonoul ăsta. Îi spun Igamon Shank. Ciolan, nu? Ciolan de pui, nu-i așa? Ciolan de pui. De pui de porc, sigur. În varză mie nu mi se pare atât de extraordinar cât mi se pare în ciorba de fasole. Este de o porție. Bravo, nu e nicio așa. Nicio. Tu ești sigură că faci una singură? Eu cred că trebuie să mai faci una. Nu, două fac. Știi că asta se strânge, se face practic cu porții. Din glasul lui. Auziți? Când eram copil, nu-mi plăcea varza și fugeam de ea. Nu știu, am crescut și a început dintr-o dată să-mi placă varza. Când eram copil, nu-mi plăcea ciorba de perișoare. Acum, mă rog, poate că e și o istorie în spatele celor. Când erai copil... Da, lucrurile s-au mai schimbat, domnule. Aia e, s-au mai schimbat. Dar e bine așa. În puținele astea zile, când mâncăm de casă, încercăm și noi cât de cât așa să ne aducem aminte de gustul ăla de altă dată. Dar nu mai este. Pentru că nu mai e același ardei, nu mai e aceeași și nu mai zic că pe aici, dacă vrei, știu, să ai o savoare de leuștean așa cum trebuie, ioc. Dacă nu o găsești pe undeva, pe acolo, pe drum, pe afară, pe marginea drumului, să culegi leușteanul de acolo, al nebii dacă ăștia vând leuștean. Bă, zici că au ceva cu leuștean. Da, ei nu folosesc leuștean. Dar e ciudat că e atât de bun și merge. Bine, în supele lor foarte grase, nici nu știu, groase, groase mai bine spus. Nici nu știu cum ar merge leușteanul, ca să spun sincer. Păi, ce tu drum ței? Eu trebuie să mă asigur de controlul calității. Păi și nu facem control al calității în doi? Uite, mă. Da, doamne, și mie aici, că nu pot să grup asta. Ce vrei? O bucată de cauciuc. Șoriș de ăsta? Da. Hai, mă, nu mai mâncat-o tu. Hai pe bun, zău-și ție. Ce bine. Uh-huh. Ăsta ce mai e, doamne, iartă, mă? Este vin fier. Dar are alcool? Are un pic. E... 10%, ci că un pic, auzi. Cum să zic? Pișorcuța asta de obea. O beau ei, ci că-i vin fiert, auzi. Vreți, domnule, în pahar că ești o doamnă! Eu ador să beau din sticlă. Știu, nu e foarte domnește, dar mie așa îmi place. Îmi simt senzația de sațietate. Plus că eu beam de la țuțuroiul sifonului când eram copil, deci mai ușor cu domnia. Dar pe tine te trimiteau să iei sifoanele? Da. Și nu ți se părea o greșeală? Eu și fratele meu. Mergeam împreună. Ba da! El ce face? El ți-ar da drumul și tu le cărai, cred. Câteodată aveam și patru sifoane. Și să-l vezi așa mic cum era, că era un pișpirel mic, spre o spire de acum, că mă uit la el așa, mergeam împreună și aveam și o melodie. Să vedem, la sifoane! Am vorbit cu Nazar și Irina mai devreme și m-am angajat la niște sarmale. Te-ai angajat? Da, vor să vină, am înțeles, înainte să plece în Londra, că ei se duc să facă Crăciun în Londra și pleacă destul de devreme. Am stabilit și data. Da? Au zis că ei... O să avem un nepoțel! Nu, deja am avut.
Dar ideea e că știți oalaia mare pe care am luat-o din Ikea? Aia vreau să o fac pe toată de sarmale. Pentru că am împărțit sarmale în stânga și în dreapta, cei drept vor veni și ei. Fratele meu sigur se bazează pe niște sarmale că și lui îi plac, Doru e nebunit. Așa că trebuie să mergem până în Omez, cum am zis, să luăm, să luăm varză, cred că se iau vreo 3 verze din alea mare, așa. Două cel puțin le facem, le facem sarmale, iar una bănuiesc că o să facem o ciorbă. Mie îmi place foarte mult să pun varză acră în ciorbă, mai ales în cea de perișoare. Mi se pare că îi dă gust ca așa. Zice ea, de fapt ea ia varză de rezervă pentru că știe că o să împachetez eu și când împachetez eu, fraților... Bine, și asta e adevărat. Feriți-vă, deci mie tot timpul îmi scapă degetul prin sarma, să rupe, nu-mi sare. Eu sunt praf. Mă, dar nu mă las, îmi place așa mult, pentru că e activitatea asta pe care o facem noi în doi. Nu am mai făcut drob. Aia e. Drob n-am făcut. N-am făcut drob pentru că n-am mai găsit usturoi. Asta e problema, de fapt. Că dacă am fi găsit usturoi, am fi rezolvat. Usturoi însemnând usturoi verde, da. Aici nu știu de ce, dar ăștia nu prea vând usturoi verde. Mai găsești pe la magazinele internaționale, ce-i drept. Dar ne trebuie foarte mult. Pentru că noi făceam așa, drobul cu usturoi verde. Făceam drob vegetal, dragă. Nu că avem noi vreo treabă cu... Dar nu prea ne place... Organele de miel nu prea ne plac, nu știu cum să vă spun. Mie îmi plac doar în drob făcute de altcineva. Da, bun. Asta, nu uităm că și miros în casă. Nu, eu acum am zis să mâncăm cu pâine din aia. Mana mea, nu avem 10 baghete de-astea în toată casa să ne umflăm cu pâine, că doar vorba aia. Mergem să ne cumpărăm rochii, costume. Ce Dumnezeu! Cum merge doamna Morar? E gata. Ia uitați. Rapiditate absolută, ia uite. Și cu miroase, am pus mărarul ăla și parcă mărarul ăla e de viață absolută. Gata, asta este rețeta pe ziua de astăzi. Varză la oală. Varză la oală cu Doru și Delia. Ce să vedeți, domne? O rețetă nemai văzută cu ciolani de data asta, pentru că cred că n-am mai făcut niciodată cu ciolani în ea, așa? Ba da. Am făcut cu grânați. Am făcut și cu ciolani în România, chiar am făcut de mai multe ori. Cu sos de umbră, nu? Aia ce era? Nu, alea erau sarmalele. Sarmalele umplute cu sos de umbră. Alea care mă enervau pe mine că nu aveau, domnule, suficientă carne. Până la sarmale mai avem multe de făcut. Așa că ne punem frumos la masă, mâncăm această minunată varză făcută de un bucătar iscusit și de... Cine, domnule? E ceva ieșit din comun. Cine, domnule? Moa! Și avem și aici și pâinea, care este bună de băgat în sosul ăla, iar eu, știu, foarte ciudat, eu de obicei mănânc cu smântână, ceva ce Doru găsește foarte, foarte awkward, dar având în vedere că este vorba de mine, care am atâtea... probleme, ne zice? Probleme. Ai, mă, din gură. Nu vorbești numai prost. Smântâna în varză. Doamne, nu e ceva deosebit. Vă mulțumim. Ne vedem mâine dimineață la vlog. Că e foame, da, e așa. Ceau. Pa!